Clipe de coșmar printre pasagerii unui avion caracterizat forțat pe otopeni. Piloții au declarat stare de urgență la scurt timp de la decolare. Este vorba despre o aeronavă care se îndrepta din București către Paris. Cei 153 de pasageri aflați la bord nu s-au putut bucura prea mult timp de zbor, întrucât la doar o oră și 25 de minute de la decolare. Cei doi piloți au emis o alertă privind defecțiunea tehnică, ce, uh, ceea ce impuneau impunea o avertizare forțată. Avionul s-a întors din drum și a zburat deasupra aeroportului Otopeni timp de 50 de minute pentru ca ulterior să poată executa manevrele de aterizare. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de pompieri și de poliție, iar autoritățile continuă cercetările pentru a afla cu exactitate cauzele ce au dus la acest incident.